Bună, astăzi a venit timpul să filmez produsele terminate, mai exact produsele care le-am terminat în ultimile 2 luni, lunile aprilie și mai. Am adunat toate produsele în această cutie, după cum vedeți, s-au umplut. Filmez afară pentru că e cam înnorat și în casă nu am o lumină prea bună, nu se vede aproape deloc. Sper să nu vă deranjeze zgomotele care se aud pe afară. Stau la curte, am și porumbei și se aud mereu. Sper să nu vă deranjeze asta. Primul produs care vi-l prezint este acest balsam de rufe de la Lorin Blue Fresh. Este de 2 litri. A fost foarte ieftin, în jur de 8,50 lei mi se pare că am dat pe el. Dar la prețul care a avut chiar mi-a plăcut mult. Mirosul se simte și după ce se usucă hainele. Nu persistă atât de mult ca cele de la Semana și de la Lenor, dar la banii care i-am dat pe el a fost destul de bun. Următorul produs este un spuman de baie de la Avon, la 1000 de mililitri, sensitiv roz pearl. Mi-a plăcut, în general îmi plac spumantele acestea de duș de la Avon. Acesta avea un miros destul de subtil, dar își face spume și e foarte ok. Acum vara nu cred că o să le mai recumpăr pentru că face mai mult duș, dar iarna când facem baie sunt foarte bune. Am terminat și săpunul de mâini lichid de la Balea cu miere și lapte la 500 de mililitri. A fost un săpun lichid foarte bun. Lăsa mâinile foarte hidratate și mirosea destul de bine. Mi-a plăcut chiar foarte mult și este destul de ieftin, în jur de 5 lei. În filmulețul acesta m-am gândit să vă arăt și detergentul de rufe care îl folosesc eu. De câțiva ani de zile îl folosesc pe acesta. L-am mai schimbat din când în când, dar îmi place foarte mult. Este Ariel la 2 kg. Acum m-am gândit să mai schimb, să încerc și altceva, pentru că deja m-am cam săturat de el, dar este un detergent foarte bun. Am terminat și această rezervă de săpun lichid de la Dove. Avea 500 de mililitri. Mi-a plăcut foarte mult, mirosea foarte bine, hidrata foarte bine mâinile și chiar recomand săpunurile lichide de la Dove pentru că sunt foarte bune. Am un pachet de șervețele din acestea pentru poșetă, 15 bucăți. A fost ok, nu e cine știe ce, dar na, să le ai în poșetă când ai nevoie, sunt bune. Acesta Baby Fin, 72 de bucăți. Mi-a plăcut că avea căpăcelul acesta. A fost ok și a fost foarte ieftine. Am terminat și acesta cu trandafir, 70 de bucăți. Mi-a plăcut mult, miroseau destul de bine. Și am mai terminat încă unul de la Dr. Whip cu aloe vera, 72 de bucăți. Ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Șervețelele sunt mari, sunt groase, nu sunt foarte imbibate în produs și asta mi-a plăcut foarte mult. M-a cam deranjat că nu avea căpăcel din ăla și rămânea deschisă chestia asta, dar produsul în sine este foarte bun. Aici am un pachet de șervețele normale, cred că de la Penny, cred că le-am, dar nu știu sigur, nu mai știu sigur. În fine, au fost de fapt, na, în fine, nu mai știu de unde l-am ăsta, au avut 4 straturi, au fost bune.
Soțul meu a terminat o spumă de ras. Asta a fost foarte ieftină. A spus că a fost ok, o simplă spumă de ras. Un gel de duș de la Duș Das de bărbați din acesta în ambalaj mare la 750 de ml. A spus că i-a plăcut foarte mult soțului meu și mai are gelul din acestea de duș, doar că la ambalaj mai mic, nu așa de mare. Să continui cu gelurile de duș. Tot de la Duș Das, acesta cu maracuja. Ăsta l-am folosit eu. Mie mi-a plăcut foarte mult. Se simțea mirosul și după ce făceam baie. Era un miros foarte fresh. Avea 250 de ml și mi-a plăcut mult. Și tot de la Duș Das încă unul cu magnolie. Ăsta este gelul meu de duș preferat. Cam în fiecare lună folosesc un gel din acesta de duș. Încă un gel de duș de la Biu. Acesta cu iaurt și papaya. Are tot 250 de ml. Mi-a plăcut foarte mult și acesta. Mi-a plăcut culoarea aceasta care o avea gelul de duș. Miroase bine și hidratează pielea. Am terminat și două creme de corp sub duș. Aceasta de la Avon și încă una de la Dove. Am folosit-o prima dată aceasta de la Dove și mi-a plăcut foarte mult. Avea un miros subtil, dar mirosea plăcut, hidrata foarte bine pielea și nu mai aveam nevoie de cremă de corp după duș. Chiar mi-a plăcut foarte mult și după ce am folosit aceea, am folosit-o pe asta și asta nu mi-a plăcut absolut deloc. Avea un miros, nu știu, așa, chimicale, sintetic. Chiar ăsta chiar nu mi-a plăcut. Poate dacă nu îl încercam celălalt de la Dove și o încercam doar pe asta, atunci ziceam că e ok, nu știam cum e aia, dar în comparație cu cealaltă, asta chiar nu mi-a plăcut deloc. Singurul șampon care l-am este acesta de la Linic. Are 400 de ml. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu mi-a plăcut deloc. M-am dus în magazin cu gândul să-mi iau Clear. Deci nici măcar nu m-am uitat ce scrie pe el, l-am cumpărat, l-am dus acasă și nici măcar acasă nu mi-am dat seama. Când m-am spălat prima dată cu el, am văzut că în loc de Clear scrie în Linic. Nu știu, probabil l-am luat în grabă, de nu mi-am dat seama. Na, dacă l-am cumpărat, am zis să-l folosim, dar nu prea mi-a plăcut. Făcea spumă multă, dar chiar nu-mi plăcea și am făcut și mătreață de la el. Acum am pe terminate cel de la Head & Shoulders Menthol, acela este șamponul meu preferat. Dar am zis că nu-l includ în acest clipuleț pentru că mai am câteva spălări. Tot pentru păr am terminat acest balsam de păr de la Avon din gama Advent Techniques cu ulei de argan. Are 250 de ml. Folosesc de, cred că de vreo 2 ani, aceste balsame de păr și înainte să schimbe ambalajul îmi plăcea mult mai mult. Mirosul ținea foarte mult pe păr. Până mă spălam a doua oară, încă simțeam mirosul puternic, dar acesta nu prea miroase nici măcar când îl folosești. Nu mai îmi place atât de mult și am și recumpărat un alt balsam de păr, altfel. În schimb, acest ulei, tot de la Advent Technist, acesta l-am terminat și ăsta îmi place foarte mult, l-am recumpărat din nou, tot acesta îl folosesc de mult timp, îmi descurcă foarte bine părul,
miroase foarte bine și nu mi se mai despică vârfurile de când îl folosesc. Îmi place foarte mult și vi-l recomand. Am terminat și această cremă de corp de la Planet Spa cu... nu-mi vine acum, cum îi zice, cu lavandă. Mi-a plăcut foarte mult, avea niște... un fel de particule prin ea care se topeau când o puneai pe piele. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și mirosul și consistența, hidrata foarte bine pielea. Nu știu, poate o să mai recumpăr, dar deocamdată am foarte multe creme de corp și trebuie să le termin pe acelea, dar asta chiar mi-a plăcut. Următoarea cremă de corp este aceasta, de fapt este o loțiune de corp. Aceasta am primit-o de la sora mea, ea mi-a dus-o din Germania. A fost o loțiune de corp foarte bună. Avea 300 de mililitri și mirosea foarte, foarte bine. Mirosea iasomie. Mirosul la loțiunea aceasta de duș persista întreaga zi pe piele. Deci mă dădeam dimineața când mergeam la lucru și seara încă simțeam. Bine, nu se simțea atât de tare mirosul, dar dacă miroseam pielea încă simțeam și chiar colegele îmi spuneau că miros foarte bine când mă dădeam cu loțiunea aceasta de corp. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă se găsește în România, dar e foarte bună și dacă o vedeți pe undeva vă recomand. Nu știu, posibil să fie mai scumpă, dar chiar nu știu. Nu știu de unde a cumpărat-o. Am și o cremă din aceasta mică de la Oriflame la 30 de mililitri, Golden Edition, cremă de mâini. Crema aceasta am primit-o de la o fată foarte dragă de pe YouTube, se numește Silvia. O să vă las canalul ei în cutiuța cu descrieri. Ea îmi trimite sticluțe de parfum pentru că știe că colecționez sticluțe și de fiecare dată când are câteva sticluțe adunate mi le trimite și mulțumesc foarte mult. Odată mi-a pus și crema aceasta cu sticluțele de parfum și nu știam de ea până atunci. De fapt o văzusem în catalog, dar nu mi-am cumpărat-o niciodată. Îmi place foarte mult. Cel mai mult îmi place mirosul ei. Are un miros foarte plăcut. Mi-am recumpărat-o și eu. Îmi place că e și așa micuță. Pot să o port într-un porfard la servici și să o folosesc cu ușurință. Chiar e super. Soțul meu a terminat acest deodorant Rexona, lui îi plac foarte mult deodorantele Rexona și le tot recumpără. Eu am terminat 4 deodorante de la Dove, fiecare în alt sortiment. Acesta original, ăsta l-am terminat cred că luna trecută. L-aveam de mai de mult început, dar luna trecută am zis să-l termin, că vine căldura și asta este cam tare pentru perioada aceasta caldă, dar îmi place foarte mult. Iarna pe acela folosesc mai mult. Acesta este un sortiment nou, acesta cu pere, pere și aloe vera. Mi-a plăcut foarte mult, miroase foarte bine, doar că are un miros destul de dulce și cred că și acesta merge mai bine iarna decât vara. L-am terminat și pe acesta cu lămâie. Îmi place și acesta foarte mult. Pentru vară ăsta și cel de castraveți sunt cele mai bune pentru că au un miros fresh și protejează destul de bine. Și ultimul pe care l-am terminat este acesta, așa pe albastru.
Ăsta mi se părea că are mirosul acela tipic Nivea. Na, nu știu, mi s-a părut un pic ciudat să pună la produsele DAV mirosul produselor de la Nivea, dar nu știu, poate se apropie mirosul, doar mi s-a părut mie, dar na, a fost ok. Parcă nu m-a protejat atât de mult ca celelalte, dar a fost ok și acesta. Am terminat și un deodorant din acesta Rolon de la Nivea, Fresh Pure, 48 de ore. Mie nu prea îmi plac acestea lichide, nu știu, îmi lasă o umezeală la sub braț și mă cam deranjează, dar în rest a fost ok. Din când în când mai îmi iau și din astea, mai mult le folosesc seara după ce îmi fac duș. Că na, nu trebuie să mă duc nicăieri, pun pijamaua și nu mă deranjează că lasă umezeala aceea, dar na, când mă duc undeva chiar nu-mi place. Dă senzația aia de, ca și când ai fi transpirat și nu-mi place. Și l-am descoperit și pe acesta. Este un deodorant cremă. L-am găsit pe ieftinel.ro. Costă în jur de 9 lei și mi-a plăcut foarte mult. Așa arăta el, prin găurelele astea ieșea produsul. Mi-a plăcut foarte mult că în momentul în care te dădeai cu el, parcă usca pielea la sub braț și nu lăsa să transpire, chiar vi le recomand. Am terminat și un săpun Protex, crem din acesta solid. A fost ok. Îmi place să am tot timpul în baie un săpun solid și unul lichid. Acesta îl folosim mai puțin, dar na, din când în când mai folosim și din acestea. Am terminat luna aceasta două, de fapt luna aceasta, n-am în două. Două paste de dinți, amândouă de la Parodontax. Luna aceasta am folosit și eu tot Parodontax împreună cu soțul meu. Avem una din aceasta pe albastru. De fapt e un fel de albastru. Asta este foarte mentolată și nu prea mi-a plăcut. În schimb, asta la altă cu roșu, asta mi-a plăcut mult mai mult. Avea un gust un pic mai plăcut decât celelalte. Am schimbat și periuțele de dinți. Le aveam acestea, periuțele ieftine. Tot la 2 luni le schimb, dar de multe ori nu știu de ce, astea uit și le tot arunc. Am avut și o mască, o monstră la un BB cream de la Avon. Nu prea mi-a plăcut pentru că are sclipici și toată fața mi era plină de sclipici și asta nu-mi place. Și au mai rămas doar câteva balsame de buze. Am această cutiuță cu minuni de la Oriflame. Era cea cu scorțișoară. Mi-a plăcut mult. Mie îmi place foarte mult cutiuțele cu minuni de la Oriflame, majoritatea îmi plac. Un baton din acesta de la Forever cu aloe vera. Am tot timpul în casă un astfel de baton, sunt foarte bune. Le folosesc și pe buze doar când am buzele foarte crăpate sau foarte uscate. În rest, folosesc când mă lovesc la lucru sau mă tai cumva. E foarte bun. Ia durerea instantaneu. Următorul balsam de buze este acesta de la Oriflame, de la Avon, din gama Avon Care, Pink Magnolia. Mi-a plăcut foarte mult mirosul. Hidrata buzele, nu ținea hidratarea cine știe cât, dar a fost ok.
Următorul este acesta de la Balea cu mandarine. Mi-a plăcut mult și acesta, hidrata buzele. Mi-a plăcut mirosul foarte mult. E terminat. Și nu e nici foarte scump. Aici mi-a adus o verișoară de-a mea balsamul acesta și e un balsam ieftin, dar a fost ok dacă tot mi l-a dat, l-am folosit. Avea miros de mere și a fost cât de cât ok. Și următorul, ultimul de fapt produs este acest balsam de buze de la Neutrogena. Acesta mi-a plăcut foarte mult. Este un balsam de buze foarte hidratant și vi-l recomand. Ține hidratarea foarte bine pe buze. Și cam acestea sunt toate produsele care le-am terminat în ultimile 2 luni. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept data viitoare. Pa, pa!